Tatea Cătălin Tolontan a publicat contractul și a dovedit că Victor Costache, ministrul sănătății, are relații comerciale cu acea clinică privată de la Sibiu. Așadar, aseară, la oră de maximă audiență, ministrul sănătății ne-a mințit pe noi, cei de la BMU TV și pe dumneavoastră, telespectatorii acestui post. Ce se întâmplă într-o țară civilizată când un demnitar, un ministru, minte și este prins apoi cu minciuna? Ce se întâmplă cu un asemenea demnitar, un asemenea ministru? Evident, își prezintă demisia. Așa se pune problema într-o democrație. Ai mințit, plătești politic. Asta dincolo de toate discuțiile dacă este legal ce face ministrul Costache, dacă este conform legii anii, dacă este moral, dacă este cuvenit, dacă are legătură munca lui la privat și banii pe care îi încasează, apropo, 4.000 de euro pe lună, nu este muncă pro bono. 4.000 de euro luați prin contract comercial. Nu pot fi luați fără acte, așa cum ne spunea ministrul aseară. Repet, el spunea că nu are relație comercială cu acea clinică privată. Ei bine, un asemenea demnitar trebuie să plece, fie să fie demis, fie să-și dea demisia odată ce ai fost prins cu minciuna. Cel puțin din punctul ăsta de vedere. Repet, celelalte aspecte morale ale discuțiilor despre faptul că domnul Costache favorizează sistemul privat de sănătate din România pentru că lucrează la stat, sunt colaterale din punctul meu de vedere. Acum, în momentul ăsta, avem dovada clară și o să vedeți înregistrarea de aseară de la dosar de politician că ministrul Costache a mințit. A mințit opinia publică pe o chestiune cât se poate de clară, de evidentă, unde nu avea ce să răspundă. Nu este nimic de interpretat. L-am întrebat și o să vedeți, vă repet, informația. L-am întrebat dacă are relații comerciale cu clinica privată și evident el a spus nu, mințind. Cătălin Tolontan se alătură imediat dezbaterii. O să vedeți documentul, contractul prezentat de Libertatea. 4.000 de euro încasează ministrul de la clinica privată. Intrăm în dezbatere, rămâneți alături de noi. În studio sunt doamna Ecaterina Andonescu, senator PSD. Bună seara, doamne, bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Cristina Trăilă, deputat Partidul Național Liberal, bună seara, doamnă. Bună seara. Sabin Orcan, directorul revistei Newsweek, bună seara, bună Sabin. Bună seara. Oreste Teodorescu, jurnalist, bună seara, bună mulțumesc. Seara. Și domnul Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, susținut de USR. Haideți să vedem, da, live, cum a mințit ministrul sănătății, opinia publică, în legătură cu contractul comercial cu acea clinică privată de la Sibiu. Timpul liber îmi aparține și sunt medic, fac o chirurgie complexă și sunt cazuri, centru din Sibiu este singurul centru din regiune și sunt cazuri complexe care dar sunt... Dar pe gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație da, comercială. Nu. Pe gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație da, comercială. Nu. Pe gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație da, comercială. Nu. Pe gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație da, comercială. Nu, și în primul rând toate intervențiile sunt făcute la cererea pacienților și în timpul liber și totul este foarte bine statuat de către Agenția Națională de Integritate care ne-a permis acest lucru. E o întreagă discuție și cu decizia aceea anii, dar minciuna este evidentă, doamna Trăilă. O să vedem iar și reacția domnului prim-ministru Ludovic Orban. De ce e o problemă cu decizia anii? Vă dau un exemplu. E o problemă cu minciuna. Haideți să începem cu minciuna. Păi, mergem luăm, și la decizia anii, că avem o oră întreagă de dezbatere. Contractul de care faceți vorbire, înțeleg că este un contract de colaborare, unde e trecut un venit brut în cuantum de, cum a spus dumneavoastră, aproximativ 20.000 de lei. Din câte înțeleg eu și la ce s-a referit ministrul aseară, se referea la toate operațiile pe care le face în clinică. În cuantumul acesta nu intră costurile tuturor operațiilor. Sunt foarte multe operații pe care le face pro bono, exact cum a spus. Pentru că plățile la clinica privată pentru astfel de operație sunt începând cu 1.000 de euro. De la 1.000 de euro în sus. Nu, să lămurim acest aspect. Ați văzut a zis și l-am întrebat pe domnul ministru? Da, m-am auzit aveți ce ați întrebat. Aveți relații comerciale cu acea clinică? A vrut dar să știți de ce l-am întrebat?
întrebat? Da, vă explic imediat după aceea, după ce vă continuați ideea. A doua chestiune legată de ani. Să vă dau un alt exemplu. Profesorii, da? Ministrul în funcție, Monica Anisie, este profesor la Vianu. Nu există nicio problemă de incompatibilitate în a-ți exercita profesia, în cazul de față de medic sau în cazul doamnei Anisie de profesor, în ceea ce privește deținerea funcției de ministru. E o chestiune pe care legea 161 din 2003 o statuează foarte clar. Probabil că de aceea Ani a și dat, nu probabil, cu siguranță, acel punct de vedere din care reiese că nu e nicio stare de incompatibilitate. Cu atât mai mult dacă vorbim de conflict de interese, nici mai vorbim de aspectul, pentru că e dezincriminată ca și infracțiune conflictul de interese, dar nu vorbim de niciun conflict de interese în speța de față. Eu vă spun pur tehnic. Deci, acestea sunt cele două aspecte. O să vă explicăm și chestia asta, pentru că, într-adevăr, sunt păreri pro și contra. A mințit Ministrul Sănătății, în opinia dumneavoastră, când l-am întrebat dacă are relații comerciale și a spus că nu? Cred că n-a înțeles la ce se referă. Acum nu o fac pe avocatul dumnealui, dar pentru el a face operații așa cum le face săptămânal, pentru că acel contract e pe 10 ore. Domnul, uitați-vă cu atenție. 10 ore nu înseamnă nici măcar o operație pe cord de o anumită... Nu despre asta discutăm, păi, în mintea unui medic, să știți că lucrurile se întâmplă, doamne, el nu vede lucrurile... A fost șef de promoție la Iași, domnul Costache. Întrebarea e simplă. Mult. Ai relații comerciale? E ca și cum... Întrebați direct dacă are vreun contract. Sabin. Ai relații comerciale cu revista Newsweek? Da, dacă îl întrebați, domnule, aveți un contract cu clinica Polisano, v-ar fi spus probabil da. Dar dacă îl întrebați de relații comerciale, eu înțeleg cu totul altceva din relații comerciale. Că avem o am greșit înțelegere... întrebarea, așa, da, doamne. Asta am înțeles, da, că am greșit, mă rog, eu întrebarea. Eu așa percep lucrurile. Dumneavoastră aveți relații comerciale? Înțelegeți întrebarea mea cu universitatea unde vreme... activați? Sunt aveți relații comerciale? Profesor acolo. Păi, vedeți, nu sunt relații comerciale acelea cu universitatea. Dacă îmi permiteți mie, eu știu din auzite că domnul doctor Costache este un medic foarte bun și cred că este și profesor, dacă nu mă înșel, la Facultatea de Medicină din Sibiu. Medicii, eu nu vreau să-l scuz, dar sunt așa de rupți de realitățile acestea, încât nu mă miră nici răspunsul, nici ce a făcut. Sunt însă niște lucruri care îi se pot imputa. Dacă n-a înțeles, trebuia să vă întrebe la ce vă referiți? Ca să fie lucrurile foarte clare, că dumneavoastră când îmi cereți mie un răspuns și eu îl dau, ăsta se înregistrează. Da? În viața publică lucrurile așa sunt. Din păcate, trebuie să fii în fiecare moment, să spui ceea ce știi, adevărul, pentru că altfel pățești ce pățește domnul profesor. Toate poveștile acestea au pornit și de la alte lucruri care argumentează în plus povestea aceasta. Și anume, apariția acelei ordonanțe de urgență pe site-ul Ministerului, prin care o parte din banii de la casă se duc, din programele de sănătate, se duc în spitalele private. Polisano, Sanador și așa mai departe. Asta, sigur că a făcut lumea să reacționeze, pentru că dacă, Doamne ferește, un cetățean român care are nevoie de operație oncologică se duce la un spital de stat și s-au epuizat fondurile, se duce la privat unde mai sunt fonduri, dar e pus să plătească o taxă pe care nu o poate suporta. E o discuție, atunci, sigur... dacă îmi permiteți, o să avem timp să dezvoltăm, da, și subiectul ăsta. Acum discutăm despre moralitatea domnului Costache. Da. Când o să ajungă la chestii legale, trebuie spus public. Conflict de interese, da, le discutăm. Adevărul, Sabin, tu ce crezi? A mințit, da, Costache sau n-a înțeles și l-am întrebat? Nu știu, că mă pui să, să spun eu, să dau cu presupusul despre ce era în capul domnului Costache. În mod cert este o gafă pe care, dacă domnul Costache are oareșcare bărbăție politică, deși înțeleg că e nou în politică, ar putea să pună mâna pe telefon chiar acum, să te sune, să sune în studio și să spună: domnule, am înțeles greșit întrebarea, eu am vrut să spun altceva, a ieșit chestia asta, n-am vrut să mint. A doua chestiune, domnul Costache explică că în România, dacă ești medic chirurg, nu poți opera pro bono, trebuie să ai un contract de muncă, ceea ce iarăși mi se pare, chiar dacă e legal, păi da, absolut aberant. Da, dânsul o ținea puțin, cu pro bono. Numai puțin. Să și spunem, noi am înțeles că pro bono e pe de gratis. Da, numai puțin. Să dar spunem, de fapt era contract de muncă. Asta e gafa domnului Costache să-și o asume. Dar numai puțin. Vine un medic, să spunem, foarte bogat, milionar,
care nu are nevoie de bani de la sistemul de sănătate din România și vrea să facă 10 transplanturi în România. Nu poate opera fără să faci un contract de muncă, dar poate el vrea să o facă gratis, să facă un bine României. În contract se specifică. Da, dar nu se poate întâmpla asta în România, înțeleg, pentru că legea te obligă să ai un contract de muncă cu o anumită sumă. Bun, asta ar fi a doua problemă. E valabil și la avocații același lucru. A treia problemă, dacă mă întrebați pe mine, dar sigur, eu aici sunt mai radical puțin și vă spun așa, din punct de vedere moral, nu este în regulă să fii ministrul sănătății și să lucrezi la un spital privat sau de stat. Mare atenție, eu nu fac diferență între astea două. Deci nu e ok, nu e ok. Ne întoarcem la vremurile când Sorin Oprescu era un fel de Napoleon, care avea 5 meserii, domnule. Era primar, era, nu știu, senator, după aia era director de spital, după care era profesor universitar. Primar și senator nu putea fi. Era senator, profesor universitar, director la Elias, director la nu știu unde. Domnule, hai, stai puțin că nu suntem Napoleon. Adică, pe bune, știe toată lumea că nu putea să facă toate cele 5 joburi Sorin Oprescu în timpul fizic pe care îl are un om la dispoziție. Deci asta este o chestiune în care ne furăm singur căciula. Eu zic că un ministru al educației n-ar trebui să mai predea la Vianu, doamna Anisie, dar ar trebui să se suspende. Adică nici doamna Andronache nu trebuie să predea la Andronache. Eu repet, asta e părerea mea. Eu cred că un funcționar public de o asemenea însemnătate, nu vorbim de parlamentari, parlamentari înțeleg, dar un ministru care ar trebui să fie ocupat non-stop cu problemele cetățenilor, nu are timp să mai și predea așa jumătate de normă. Mie mi se pare asta că ne furăm singur căciula. În legătură cu însă efectul acestor dezvăluiri din libertatea și declarațiilor de la tine din emisiune, efectul e foarte periculos. Domnul Costache, din câte înțeleg, este un om de dreapta, a lucrat toată viața la clinici private, a făcut studii pe afară, este un om bine pregătit. Eu cred că abordarea de principiu anunțată până acum, în ultimele două luni, de ministrul Costache e corectă, și anume ca și spitalele private, pe lângă cei care se duc și își plătesc, să beneficieze pentru anumite programe de sănătate de decontări de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De ce? Pentru că până când nu vom avea o concurență privată la sistemul actual de sănătate de stat, noi nu vom ieși din mizeria îngrozitoare care e în spitalele de stat. Și vă spun ca om care am fost recent într-un spital, un spital de urgență celebru din București, și am văzut ce este acolo și este îngrozitor. N-are legătură nici măcar cu banii, pentru că înțeleg de la medicii de acolo că acum sunt bani, dar din păcate există tot felul de contracte dubioase și la spitalul ăsta, ca la multe alte spitale din România, unde știm un cearșaf costă de 5 ori mai mult decât în comerț. Deci eu zic că dacă există o concurență între spitalele de stat și spitalele private, e foarte bine, e binevenită chestiunea. Care e problema, de fapt? Problema este că nu poți să fii angajat la un spital privat și să semnezi deconturi sau, eu știu, aprobări, ordine de ministru de care beneficiază și acel spital privat și alte spitale private din România. Este o incompatibilitate, dacă îmi dați voie, nu legală, doamna Trăilă, dar în mod cert este una morală. Nu poți să fii ministru al sănătății, cu o mână semnezi cu pixul de contări către Polisano și cu altă mână iei bani de la Polisano. Fie și un leu, nu 20.000 de lei. Deci o chestiune de moralitate. Și a zice că aici domnul Costache, repet, ar putea să rezolve lucrurile foarte repede și să intre acum în direct și să ne spună explicațiile dumnealui. Eu l-am citit pe Facebook. Haideți să vedem explicațiile domnului Costache, o să vedem și hârtia de la Agenția Națională de Integritate, care din punctul meu de vedere nu prea valorează nici măcar 2 bani găuriți, pentru că ANI nu a luat în considerare proiectul domnului Costache de privatizare a anumitor servicii medicale de care beneficiază clinica unde domnul Costache este angajat cu carte de muncă, contract de muncă și nu este pro bono. Oreste, 4.000 de euro pe lună e o chestie pro bono, nu? Da, eu aș începe un pic spunând că cel puțin noi, jurnaliștii ăștia de la masă, în felul în care ne-am setat critica constructivă față de clasa politică în general și atacul și mai constructiv față de putere, ne obligă să fim cel puțin la fel. Și când vorbim despre erorile de comunicare ale PSD-ului, erorile de strategie, erorile de acțiune, viciile și așa mai departe. Și atunci, noi nefiind din oștirea jurnaliștilor de partid, sper să găsim cu toții tăria să criticăm la fel de contondent și în interesul cetățenesc și pe cei de la USR când greșesc și pe cei de la PNL când greșesc și pe cei de la PSD. Principiu, am înțeles. Eu cred, dau prezumția de bună credință domnului ministru, în schimb, mă miră că după 30 de ani de experiență politică, în general, partidele n-au înțeles, domne, rolul consilierului de comunicare.
Când vin dintr-un mediu foarte tehnic, când vin dintr-un mediu foarte specific, mai ales cum este cel al medicinei chirurgicale, de exemplu, nu e obligatoriu să fii un comunicator foarte bun, să înțelegi foarte spontan și foarte rapid, hai să zicem, micile provocări ale unui jurnalist de televiziune. Dar asta nu scurt. Mai hârșit. Da, o experiență. Asta, în schimb, nu scapă de responsabilitate actanții partidelor politice, pentru că tot primesc bani de la buget pentru diverse acțiuni în interesul comunicării corecte cu publicul votant, să apeleze din când în când și la acel ofițer de comunicare. Spun ofițer fără să am o conotație neapărat în zona de servicii. Întrebarea a fost chiar atât de dificilă. Adică l-am întrebat dacă are relații contractuale, comerciale cu clinica privată de la Sibiu. Nu este o rușine, da, ca un politician să învețe să comunice. Să știți, uite, și un, și un jurnalist în politică are nevoie de consultanță politică. Discursul unui jurnalist în politică nu este sinonim cu discursul unui politician în presă. Ziaristul Hârșăit face o, face o dezvăluire despre el. Eu chiar l-am crezut de bună credință pe Victor Costache și eu chiar am crezut că face o chestie pro bono. Nu m-am gândit care în spate un contract. El, dacă era de bună credință, explica toată povestea fir de apăr. În sensul următor, domnule, legea zice așa. Ca să operez la Polisano, trebuie să am un contract de muncă. Ca să am un contract de muncă vis-a-vis de experiența pe care o am, trebuie să pun o sumă de bani. Eu, în esență, fac pro bono, dar am niște bani. Oricum, în sine, povestea este ciudată. Trebuia să verbalizeze, să dea explicațiile astea până la capăt și să admită că l-am întrebat dacă are relații cu clinica, să spună, da, domnule, am un contract de muncă. Pentru că el a mințit, a venit Cătălin Tolontan, un alt ziarist Hârșăit, a scos contractul individual de muncă și s-a dus toată credibilitatea lui pe apa sâmbetei și chestii care afectează guvernul Orban până la urmă. Epoca, mai ales epoca post-Dragnea și post-Dăncilă, o epocă sinistră din istoria noastră politică, ar trebui să responsabilizeze toate celelalte partide care se vor perinda de după Dragnea și Dăncilă la putere, să ia foarte în serios, da, relația de comunicare cu publicul votant, prin intermediul jurnaliștilor, prin intermediul conferințelor de presă, întâlnirilor cu susținătorii și așa mai departe. Da, tu ai înțeles nuanța și întrebarea. Am înțeles-o perfect. El până ieri, până azi dimineață, Costache, atenție, ne dădea nouă impresia că muncește pe de gratis, că Costache face o chestie altruistă, Oreste, că face o chestie altruistă, care probleme, imposibilă mie conform legii în România. Mie mi-a plăcut ideea, recunosc. Bă, Ministrul Sănătății își rupe câteva ore la sfârșit de săptămână și merge și operează un om care are nevoie. Logică la dumneavoastră la mănăstire, pentru că în momentul în care spui că tu operezi pro bono, dar că legea nu-ți permite să o faci gratis, definim pro bono. Doar o secundă să explic acest lucru, pentru că nu poți intra în sala de operație fără existența acestui contract. Da, ascultați-mă o secundă, de ce, mai pentru este că trebuie să ai, trebuie să ai asigurare, nu poți nici măcar ca avocat, nu poți decât să treci un... Sunt absolut de acord. Trebuie să fie asigurat malpraxis. Pică din start. E asigurarea profesională pe care aveți. Deci paradigma lui pro bono. Poate că n-am mințit, poate că nu are ce înseamnă pro bono. Hai să admitem. Puteți să admitem. Șef de promoție, medicină, Iași, nu știe ce înseamnă pro bono. Eroarea logică a domnului Costache este următoarea. Dacă dânsul primește niște bani conform legii printr-un contract, dar dânsul lucrează pro bono, dânsul trebuie să trimite banii înapoi. Unde să-i trimite înapoi dacă banii sunt pe card în contul domniei sale de la Polisano? Deci, în orice caz, termenul de pro bono în frazeologia domnului Costache în relația cu Hârșăitul Silviu Mănăstire a fost eminamente greșită. Ori este o eroare logică, ori pur și simplu domnul Costache s-a afundat într-o argumentație total neconvingătoare. De genul era obosit. Bună seara, Cătălin Tolontan, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara. Nu știa în momentul respectiv că noi avem contractul sau că cineva va face rău de acest contract. Evident! De aceea a mințit. Pentru că el credea că nu va ieși acest contract, că e confidențial, cum e confidențial, dar ideea e următoare. De ce crezi că a mințit și de ce crezi că atâta timp a dat impresia, a dat senzația că face un act altruist, că operează pro bono, că își rupe din timpul liber, justificare pe care a dat-o și aseară aici în direct. Și, repet, eu m-am lăsat păcălit, dar fac mea culpa. Eu l-am crezut pe omul ăsta. Că păi face da, o chestie de bună credință. Cu datele pe care le aveam cu toți în seara aceea, sigur că trebuia să-l credem, adică prezumția de bună credință acționează, nu doar la demnitarii, și între noi, altfel n-am putea funcționa ca societate.
Dar el își rupe din timp, are dreptate. De fapt, asta e și problema, că își rupe din timp. Ce se întâmplă cu dacă are un loc, Doamne ferește, un eveniment de talia colectiv, da, o tragedie, deci asta la Baia Mare. Ce face ministru? Îl lasă pe pacient sâmbătă seara pe masa de operație? Aici am eu un răspuns. Am înțeles. Iertați-mă, luni, după ce a plecat la București, ministru, are o problemă gravă, da? Ce face ministru? Pleacă de la București, se întoarce la Sibiu ca să-l asiste pe respectivul pacient, el fiind în continuare medicul care tocmai cu 24 de ore în urmă l-a operat? Despre asta vorbim. Am înțeles, Cătălin. De declarația Sanador, poate că oamenii n-au înregistrat-o și le spunem de respectatorilor pe 1 TV. O găsesc acum dacă intre pe libertatea.ro. Declarația oficială a rețelei Sanador este că secretarul de stat, mâna dreapta ministrului și nașul ministrului, care este tot chirurg cardio și el, un chirurg eminent de altfel, da? Se duce în fiecare zi, ne-au spus, în fiecare zi a săptămânii, zi de lucru, da? De luni până vineri, de la ora 16. Haideți să ne amintim ce a declarat premierul Orban în prima zi când a ajuns în clădirea guvernului, că era nervos că nu mai găsește pe nimeni seara. Păi la Ministerul Sănătății înțelegem că nu mai e nimeni de la patru dintre șefi. Sau, mă rog, nu mai este secretarul de stat, ca să fim, să avem acuratețea în exprimare. Bun. Ai văzut multe cazuri, Cătălin Tolontan. Ce crezi că este aici? Pentru că dezamăgirea este mare. Victor Costache este un chirurg bun, renumit. La fel, cei din echipa lui par a fi profesioniști și sunt unii dintre ei, da? Cum este secretarul de stat de care am amintit. Ce e cu oamenii ăștia? Păi, ei, lipsă de experiență. Noi am angajat ca medici. Noi, în calitate de cetățeni, pe ei nu i-am angajat ca medici. Pacienții de la Politano sau de la Sanador, da, i-au angajat ca medici. În calitate de cetățeni, nu au probat deocamdată competența respectivă. Din potrivă, ne uităm și sesizăm niște minciuni. Ieri am mintit la voi, da? Astăzi, din nou am mintit pe toată lumea, spunând că noi, sau complicii, cum s-a exprimat din minister, și iată cum acum la Liberal Transparența, ei s-au bucurat foarte tare la colectiv, când tot noi am avut informații în interiorul Ministerului Sănătății și nu numai, din spitale. Erau eroici doctorii care vorbeau atunci și funcționarii publici. Eroici erau în perspectiva opoziției din România, pentru că dezvăluiau presei infecțiile nosocomiale și celelalte scandaluri de acolo. Acum, aceiași oameni când dezvăluie ceea ce ei consideră a fi abuzuri, nu mai sunt eroi și sunt falsificatori. Bun. Deci declarația de azi este că el, de fapt, nu a trecut cu mâna lui Politano, Sanador și Monta acolo, da? Bine. Vom publica mâine dimineață documente care arată foarte clar, în scris, da? Că el a făcut respectivele corecturi și că le și anunță colegilor săi din minister și le și spune că spitalele private trebuie cablate la aceste acte. Dacă ai o asemenea probă, îl duce pe Victor Costache chiar într-o zonă penală. Lucrurile nu s-au făcut, într-adevăr. Într-adevăr. Și am și scris asta și de intenția, lucrurile și nu intenția s-au făcut. Se săvârșește, să știi. Nu știu asta, nu sunt jurist, dar n-am pretenția de a face în cadrele juridice. Lucrurile nu s-au făcut, astea, cu nominalizările clinicilor private. S-au făcut celelalte, cu dispozitivele care erau prea puține la Politano, da? Și nu se calificau, au uitat-o. Partea au lăsat-o, de fapt, au uitat-o. Pus-o intenționat, da? Ca să se poate califica când vor schimba legea, ordinul de ministru, scuzați-mă, la Politano. Dar aici mida financiară nu era atât de mare. Programele sunt foarte importante din punct de vedere al bolnavilor, dar nu e o mida financiară atât de mare pe programele acestea. Miza mare de 1,3 miliarde de euro este pe programele naționale. Și aici au decis. Guvernul a avut pe masă, nu știm de ce nu s-a aprobat, dar îi spun că vor aproba, dar a fost invocat din nou președintele Claus Iohannis, care a aprobat acest lucru, a spus că e foarte bine să se continue, au cablat, practic, nelimitat, până acum era nelimitat, mediul privat la banii programelor naționale de sănătate. Bun, acum, Cătălin, văd că, de fapt, prin ceea ce spui, tu ești împotriva. Nu, părerea nu, mea este nu, mai nuanțată. Nu de ce împotriva. Nu am avea competiție între privat și public în sistemul de sănătate? Asta separat de discuția și minciunile lui Costache, dovedite deja. Nu sunt împotrivă, numai că nu sunt împotrivă. Sunt un cetățean care ar dori o conversație cu argumente pe această temă, ca să înțeleg dintr-o parte și din alta. Numai că prin interesul privat exprimat explicit și acoperit de minciunile care sunt devoalate zi după zi de către presă, de
de către voi, de către noi, de către alții, se poluează discuția. De fapt, asta este problema. Asta spune și Sabin Orcan și este foarte corect ce spui și tu. Este tratat așa la nivel de... Da, și Costache, prin minciunile lui, a dinamitat discuția legitimă din societate despre ce facem cu sistemul de sănătate, public versus privat. Deci eu cred că în acest moment... Bună seara, Cătălin! Eu cred că în acest moment baronii spitalelor de stat jubilează pentru că au prins la înghesuială un ministru care a venit totuși pentru prima dată cu o politică liberală în care spune, bă, hai și spitalele private, bine că e cel în care lucrează el, e total în neregulă și aici sunt de acord cu tine și cred că are de dat niște explicații și cred că și primul ministru ar putea să aibă o reacție, dar încă o dată a avut, o să vedem imediat ce decredibilizăm Orban. O discuție corectă în România, să existe o cât de cât o competiție între spitale private și spitale de stat și măcar anumite operațiuni medicale din spitalele private să poată fi decontate la CNAS, pentru că plătim taxe și impozite și unii dintre noi nu mergem la spitale de stat, pentru că arată așa cum arată, pentru că există celebrele infecții, celebrele tunuri de corupție despre care a scris Cătălin Tolontan și au scris colegii lui și unii dintre noi merge la privat, numai că sunt lucruri pe care la privat nu le poți deconta exact pentru că ele nu sunt tratate la oaltă cu sistemul de sănătate de stat. Asta este adevărul. Cătălin, îți propun să vedem reacția premierului Orban și să o comentăm. Acum, și vreau să deschidem o altă discuție. Cine, dacă ai informații, am și eu o brumă de informații, cine l-a băgat pe acest domn Costache, reputat medic chirurg, în guvern? Pentru că nu se poate să ajungi ministru fără o recomandare. El oficial este simplu membru PNL, nu are în spate nicio organizație, nu face parte din nicio grupare importantă din Partidul Național Liberal. Și vreau să discutăm și tema asta după ce vedem ce spune premierul Orban, care practic îi ia apărarea lui Victor Costache. Ministrul Sănătății, au apărut în spațiu public niște documente care arată că ar fi angajat al unei clinici private. Știați de această situație? Da, cum să nu. Și vi se pare? Este deci, un conflict de interese? Domnul acolo, ministru al Sănătății operează sâmbătă și duminică. În loc să se ducă în vacanțe, să se ducă la munte să-și petreacă timpul, operează, pentru că este un doctor renumit, este un medic care este căutat de pacienți. Pacienții care sunt operați de ei și exprimă în mod expres solicitarea de a fi operați de domnul doctor Victor Costache. Evident că pentru a putea opera era necesar un contract. Contractul, în schimb, e la o sumă minimă. Cu siguranță că discut toate lucrurile importante care țin de măsurile care trebuie luate de Ministerul Sănătății și de Guvern, repet, care să aibă efecte benefice asupra cetățenilor români. Luați în calcul schimbarea lui, având în vedere aceste probleme de natură de integritate care planează asupra lui? Nu. Atâta timp cât nu... există lucruri foarte clare care într-adevăr să ducă la o astfel de decizie, atâta timp când nu există motive cum să iau în calcul așa ceva. Deci că vrea unul sau altul. Ai ascultat, Cătălin Tolontan, declarațiile premierului. Ce e neregulă la ce a spus Orban? Eu mi-am amintit cazul colectiv și Nicolae Băniciu și ce-au declarat atunci și din PSD în momentul în care am început dezvăluirile. Nu numai noi, presa în general despre problemele respective. De același ton. Aceeași idee, un complot în spatele vostru, atunci era complotul privaților, cum ar veni, nu? Acum suntem acuzați că am face jocul celorlalți, celor din sistemul public, da, de stat. Sănătății, da? Este rizibil. Adică e suprarealistă, cred că s-a întors presa și acum presa ar ține cu altcineva. Nu așa se tratează un caz ca ăsta. Cine crede că valul va trece, că oamenii vor întoarce privirea, că dezvăluirile se vor opri, că oamenii nu vor fi interesați, că publicul PNL este atât de talibanizat încât nu contează pentru ei așa ceva, se înșală. Pentru oamenii în materie de sănătate, educație și mai sunt domenii sensibile în România, siguranță, securitatea vieții și așa mai departe, astea sunt domenii foarte importante și aproape apolitice, în sensul că oamenii vor soluții, vor să dispară infecțiile nosocomiale, vor
să nu mai existe abuzuri, indiferent cine le comite. Văd că și USR-ul a sărit prin câțiva deputați să-i apere pe cei de la, să-l apere pe ministru, spune să meargă înainte, adică să mai ducă la încă două spitale. Plus că mie mi se pare, iertați-mă, suntem în 2020. Toți știm cât de stresantă este orice activitate și cea de medic este extrem de stresantă. Tu ca ministru, ca prim-ministru, să fii satisfăcut că ministrul sănătății, care are un portofoliu îngrozitor de greu, nu te ajung 48 de ore dacă le-ai avea, dar nu poți să le ai uman, nu rezici, da? Tu să spui, domnule, nu se odihnește omul ăsta, lucrează sâmbătă și duminică și vine luni și ia decizii proaste, nu? Sau cum? Adică, cum ne poate crede atât de proști încât să fim bucuroși? Oricare dintre noi are nevoie de odihnă pentru a avea discernământ, pentru a ne putea ne ridica la nivelul unor sarcini infinit mai mici decât sarcina unui ministru al sănătății, care are pe cap atâtea și atâtea lucruri reale, da? Importante, decizii, cum e asta, cum cumpănește între privat și public în favoarea pacientului. Foarte greu. Trebuie să analizeze, nu știu câte sisteme din Europa, să vadă care sunt tendințele. Nu contează, că el vine ca și obosit luni dimineață de la Sibiu după operații pe care le-a făcut cu responsabilitate, logic, nu? Că totuși e viața unor oameni, este chirurg cardio, da? Și premierul consideră iar că pentru toate astea, normal. Cătălin Tolontan are nevoie de un contract pe o sumă modică de 4.000 de euro pe lună, da? Cum a zis premierul Orban. Care, atenție, această sumă prevede doar contractul de bază. Sumele se vor afla. Și este important să se afle. Da. Nu știm dacă există sume și pentru operații. Nu știm, că nu i-a spus acest lucru, pentru că contractul, din punct de vedere, spune doar suma. De obicei, medicii de la spitalele private sunt plătiți și pe operații, proporțional cu operațiile pe care le realizează. Da, dânsul spune că, de fapt, Costache spune că aia este partea pro bono, da, pe care nu încasează bani. Mulțumesc pentru intervenție, Cătălin Tolontan. Nicușor Dan ar trebui să intervină după ce ne-a ascultat cu interes. Ce părere ai? Pare a fi un om de bună credință, Victor Costache, cel puțin și eu am spus lucrul ăsta, l-am crezut de bună credință, care ce s-a întâmplat cu el? De ce să nu fii transparent? De ce să minți la nivelul ăsta și să nu explici lucrurile, da? Ca să le înțeleagă toată lumea? Repet, într-un context foarte complicat, când se discută, da, țipete, urlete că se privatizează sistemul de sănătate din România. Chestiunea asta, în opinia mea, are trei aspecte și Ludovic Orban, care este un politician experimentat, s-a dus pe acela care e lipsit de dubii. Deci, primul aspect este eventuala incompatibilitate. În opinia mea, fără să cunosc legea în domeniu, nu este o incompatibilitate. Conflict de interese mai degrabă, nu incompatibilitate. Incompatibilitate nu e. Conflict de interese. Iei bani dintr-o parte și reglementezi pe ăla de unde iei bani. Da, cred că și aici, până la o dovadă de rea credință care trebuie dovedită. În fine, da. Asta e primul aspect. Al doilea aspect, și multă lume de aici l-a spus, nu e logic să fii ministru sănătății, să ai practic cel mai greu domeniu din România pe mână și să faci alte activități. Deci aici nu este. Și dacă mi-aduc bine aminte, prima persoană care a făcut asta în mod sistematic a fost Emil Constantinescu, care era președintele României și se ducea și preda la cursuri la geologie. Nu cred că e logic să faci chestiunea asta, da. Bun, și a treia chestiune, ce s-a întâmplat în emisiunea de aseară, mie mi se pare că contextul era foarte clar. Adică era ușor de înțeles unde se duce jurnalistul cu întrebarea. Era vorba de o persoană care este demnitar public și care s-a aflat că lucrează într-o societate privată și întrebarea a fost ce altceva putea să fie decât iei un ban de acolo sau nu iei. Adică, da, sensul clar. Oricine poate îl înțelege, chiar dacă ești obosit, chiar dacă vii de la minister, că de fapt asta a fost întrebarea. Pro bono, adică gratis, adică aveți vreo relație comercială, contractuală. Da? În declarația de avere acest contract. Deci cum ar fi putut să mintă dacă a scris lucrul acesta în declarația de avere? Cu siguranță a înțeles cu totul altceva. Nu știu, pentru, doamnă, că apare în declarația de avere și e foarte bine că după 30 de minute mă scoateți că n-am înțeles. Păi, prin ușor l-am explicat. Dânsul trebuie să explice. Noi punem întrebările, chiar dacă le punem prost,
Atunci, cel întrebat spune, domnule, ai pus o întrebare proastă, hai să-ți explic eu cum e treaba. Am și contract, fac și pro bono, iau și 4.000 de euro pe lună. Ce n-ai înțeles, măi ziaristule? Asta trebuia să spună domnul Costache. Poate că, da, evident că n-am pus o întrebare proastă, ca să mă laud, am pus o întrebare bună, deșteaptă, pentru că prima dată l-am întrebat ce este pro bono, care înseamnă gratis, și pe aceea am venit cu întrebarea dacă are relații comerciale. Dacă avea relații, nu mai putea să fie pro bono, că dacă pro bono e pe gratis, da? Înțelegeți? În mintea dumnealui, probabil că s-a gândit la un contract, în sensul în care apare acest contract în declarația facem, de realitate. Nu facem și analiza la trezor să intrăm în minte, da, că spunea și Sabine, da, e greu să intrăm în mintea... Mănăstire, de acord cu dumneavoastră, dar nu da. E o culpă în sensul în care să-l catalogăm de rea credință pe ministru și că vrea să ascundă doamnele, aceste este, date. Dar noi știm foarte bine, politica e legată și de percepția publică. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia să lucreze foarte pe comunicare. Foarte mulți politicieni și cum să zic, decartează eșecul politic prin lipsa de comunicare sau prin necunoașterea comunicării. Dar să știți, face parte din contractul nescris dintre politician și cetățean. Eu trebuie să comunic foarte clar ca ăla care mă votează să înțeleagă foarte clar. Și atunci, oricât am încercat o noi să-i găsim sau să nu-i găsim circunstanțe agravante sau atenuante domnului Costache, mie mi se pare că e foarte limpede în urma emisiunii politic, de... Victor Costache, aici este... Nu este om politic, nu este întrebat totuși... Întrebat domnul Mănăstirea mai devreme de ce organizație vine domnul Costache. Ce e tehnocrat, domnul Costache? Păi nu, e un medic care a intrat face în parte guvern, dintr-un guvern, da? Politic, deci este un ministru exact. Politic, își asumă da, politic. Este și dar nu este un om politic, nu, dar eu în aș transfera responsabilitatea de comunicare a domnului Costache, care vine dintr-un mediu unde probabil nu comunică spontan, așa, într-un fluviu narrativ cu jurnaliști experimentați, către partid, pentru că decizia, atenție foarte mare, și poate deschidem o dată și un subiect. Dom'le, liderul de partid trebuie să rămână totuși exclusiv la partid, pentru că partidul este totuși o platformă de comunicare și ideatică, și dogmatică, și doctrinară, și de care vreți dumneavoastră. Sabin, nu se poate, ești membru de partid, învață să comunici. Domnule, eu am o întrebare. Bine, am în față CV-ul domnului Oprescu. Mă știți pe domnul Oprescu? Care în anii 2004-2005 era următoarele, le număr pe degete, președintele Colegiului Medicilor din București, director al Spitalului Universitar de Urgență București, director al Spitalului Elias, șef clinică chirurgie digestivă superioară sub, și era în același timp senator, ba chiar președinte al Comisiei de Sănătate din Senat, deci am ajuns la vreo 6, nu? Și consilier la primăria capitală. Vreo 7 joburi avea domnul Oprescu. Dom'le, eu zic să terminăm cu prostia asta. În primul rând, dacă vă uitați în statele civilizate, nu ajung medici, chirurgi, miniștrii sănătății. Ajung avocați, ajung economiști și ajung oameni care fac studii de management medical. Asta ar fi prima observație. A doua, vă închipuiți că ministrul finanțelor, să luăm un minister mai delicat, ministrul finanțelor, dă... că și el are o meserie, nu? Și domnul ministru... cazul lui Câțu joacă pe bursă. Nu, domnule, e economist, domnule, cu asta un pic, joacă pe bursă, aia e în timpul liber. Da, dacă ar da consultanță fiscală, domnul Câțu. Dacă ar da consultanță fiscală. Deci domnul Câțu, ministru, e consultant fiscal, nu? Își face o firmă și dă consultanță fiscală. Vineri după ora 16, da? Până la 4 mă găsiți la ghișeu, mă întrebați de taxe, după 4 vă învăț cum să îi păcăliți pe ăștia cu offshore-urile. Dom'le, nu e în regulă. Dacă ministrul de interne și-ar face și o agenție de detectivi particular și în timpul liber ar fi detectiv particular. Dacă ministrul justiției Predoiu, care este chiar avocat... Dacă în timpul liber domnul Predoiu... Să suspendăm. Da, e clară legea, dar în anumite cazuri nu e clară. Iar acum vorbim de legea morală, nu de aia stipulată de prevederile ANIC. Și așa domnul ăla de la ANIC, Bogdan Stan, și așa doarme în bocaj. Bine că a plecat, nu a plecat, am scăpat. A venit altul mai viu. Deci, domnule, încă o dată, lăsând legile la o parte, e o chestiune de bun simț. Nu poți să iei un domeniu cum e sănătatea în România, că nu suntem în Elveția. Deci să iei domeniul sănătății în România și să spui în condițiile în care eu vă spun de acum, Ludovic Orban pleacă la 12 noaptea de la guvern. Merge la 7-8 dimineața. Sunt secretar de stat în actualul guvern care pleacă la 12 noaptea din minister. Deci a spune că preiei Ministerul Sănătății, care e așa un fel de floare la ureche, și că tu pleci în weekend și de fapt nu stai cu copiii, dar operezi oameni și pe aia luni dimineață vii iarăși ei de la capăt. Nu e în regulă, domnule. E o chestie de minim bun simț. N-are nicio legătură cu nicio lege. Și cred că domnul Costache e de bună credință. Din păcate toți medicii au senzația asta că fără ei mor oamenii
și că, în general, fără ei să dărâmă toate lucrurile. Știi, toți medicii au această chemare mesianică, fără ei să dărâmă totul. Deci, doamne, încă o dată, nu poți să fii cu o mână chirurg și cu o mână să dai și fonduri către clinica privată unde ești chirurg sau către spitalul de stat. Deci mie nu mi se pare în regulă. E o chestie morală, repet, nu legală, doamna Atrei. De unde e morală? De unde nu e mi se pare în regulă. Nu ești probabil. Singura, după părerea mea, singura activitate pe care ca ministru o poți ține, în condiții în care nici acolo să nu fii cu normă întreagă, este totuși în învățământ sau în carieră academică, unde e vorba de altceva. Dar ai un timp la dispoziție să te duci să predai la o clasă, poți să înțeleg asta. Dar să fii și chirurg, și la... Nu e regulă. Părerea mea nu e regulă. Deci domnul Costache trebuie să aleagă, dacă mă întrebați pe mine. Doamna Andrulescu, foarte scurt, înainte de pauză. În primul rând, legea aceasta cu privire la incompatibilități nu creează posibilitatea pentru orice meserie. Sunt niște meserii exceptate și pe care poți să le faci în condițiile acestea. În al doilea rând, din punctul de vedere al comunicării de care dumneavoastră vorbiți, eu nu am studii în comunicare, dar evident recunosc, m-a ajutat foarte mult profesia de dascăl. Și m-a ajutat și mai mult pentru că am predat o disciplină pe care am făcut-o cu mâinile mele în laborator. Deci eu nu pot să prezint studenților ceva în ce nu cred. Și nu pot, asta s-a răsfânt și public. Eu dacă sunt convinsă de ceva, susțin până la pânzele albe. Dacă nu am convingerea că acel lucru nu este corect, nu-l afirm. Bun, da? Scurtă pauză comercială, Nicușor, dar mai ai o restanță, a treia chestiune care îl privește pe Victor Costache, da? Dovedit, repet, nu trebuie să se supere domnul ministru dacă se simte lezat. Am înțeles că pregătește foarte multe plângeri, vrea să dea în judecată mai mulți jurnaliști din România. Nu trebuie să simtă, cum să spun eu, supărat. Ia asta chiar că e o gafă. Asta chiar că e o gafă. Dacă face asta, domnul ministru, în loc să intre acum în direct pe telefon, chiar că e o gafă. Adică da, și să explice, domnule, am spus eronat. Nu am vrut să mint opinia publică, nu am vrut să duc în eroare, hai să spunem, da, opinia publică. Nu am înțeles ce m-ați întrebat aseară. Pauză comercială și revenim. Timpul liber îmi aparține și sunt medic, fac o chirurgie complexă și sunt cazuri, centru din Sibiu este singurul centru din regiune și sunt cazuri complexe care dar sunt... Dar pe gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație comercială. Nu. Pe gratis operați, pro bono, absolut, nu există o relație comercială. Nu. Pe gratis operați, pro bono, absolut, nu există o relație comercială. Nu. Sunt gratis operați, da, pro bono, absolut, nu există o relație comercială. Nu, și în primul rând toate intervențiile sunt făcute la cererea pacienților și în timpul liber și totul este foarte bine statuat de către Agenția Națională de Integritate care ne-a permis acest lucru. Da, și s-a dovedit că Victor Costache nu operează pe gratis, așa cum l-am întrebat, pro bono. Pentru că astăzi Cătălin Tolontan a scos contractul de muncă, 20.000 de lei brut, încasează Victor Costache de la clinica privată din Sibiu. Deci nu pe de gratis. Îmi scriu unii în pauza comercială că l-am întrebat de relații comerciale. Păi sunt relații comerciale, în sensul că domnul Costache își pune la dispoziție și își vinde abilitățile lui de chirurg, da, către o entitate privată, care, da, orice contract este o relație comercială. Păi nu. Contractul individual de muncă nu e relație comercială. Intrăm în chestiuni tehnice, da, dacă vreți să dezbatem... Deci, pe de gratis, am pus întrebarea greșită, doamna Tăilă, l-am întrebat, lucrați pe de gratis? Și a spus că da, că lucrează pro bono. Toate întrebările au fost puse într-o anumită ordine, fără să așteptați răspunsul la fiecare dintre ele. Nu mai contează. Doamna Tăilă, da, acum a spus dumneavoastră... Ați avut demnități publice, doamna Tăilă, da? Da, așa e. Ați avut demnități publice. Dacă dumneavoastră încercați acum prin empatie să fiți în locul domnului Costache. Sunteți ministrul sănătății, a fost la emisiune la Sibiu Mănăstire, v-a pus o întrebare tricky pentru că e un jurnalist hârșit și a scăzut în capcană. Ce faceți în seara asta când vă uitați la televizor, că toate televiziunile vorbesc? Nu, puneți mâna, mâine, probabil că aș ieși și puneți mâna pe telefon și explicați acest lucru? Da, nu prin telefon, aș ieși și aș explica. Domnul ministru, vă spun că n-a pus decât o postare pe Facebook în care nu explică acest lucru. Ocolește cu grație această problemă, vorbind despre cu totul altceva, despre hârtia anii cu care putem fi de acord sau nu și așa mai departe. Dar nu vorbește despre această
eroare de comunicare, hai să o numim, mai ales să fim drăguți. Tocmai pentru că este o eroare de comunicare, cred că este indicat să oprească acest subiect, care mie mi se pare că se duce într-o altă direcție, dar asta e opinia mea. Eu cred că e altceva în spate, dar nu contează, tocmai ca să elucideze, această eroare de comunicare. Aș explica declarația de avere una clară, contractul e unul clar, pentru că nu poți să fii asigurat malpraxis fără existența unui astfel de contract. Doamna, nu poți să intri în sala de operație și mai mult decât atât. Un chirurg își pierde mâna. Lăsați-mă să fac niște supoziții până nu am niște dovezi, așa face avocatul. Haideți să facem un test de întrebări. Nu vorbesc pe bănuieli. Dumneavoastră munciți pe gratis? Nu. Ok. Nu, dar să vă mai spun un lucru. Ca avocat, chiar și atunci când lucrezi pro bono, trebuie să treci, culmea, un onorariu minim în acel contract. Ăla e un contract pro bono, ce să vezi. Dar trebuie să treci un onorariu minim. Știu că pare așa o utopie. Dar astea sunt regulile baronului. Eu vreau Costache... să vă explic acest lucru. Cum funcționează ca idee acel contract pro bono. Eu cred așa. Da. Domnul doctor profesor Costache trebuie să iasă public să spună asta a fost, n-am înțeles, am greșit, să meargă mai departe. Și să ne mai explice și să ne dea asigurări și noi să-l credem, asta era o ironie, că el ia bani de la Polisano. Și când scrie cu mânuța lui beneficii pentru Polisano, cum ne-a explicat Sabin Orcan, o face fără niciun fel de interes. O face cu inima curată. O face pentru privații. O face pentru toți privații. Uite, trebuie să urmărească Silviu Mănăstire, nu mă suspectez pe mine că mă iubește foarte tare domnul Mihai Marcu, cel mai mare patron de rețea privată de sănătate din România, da? Știi, domnul Mihai Marcu, pe care l-am dezvăluit eu că făcea el iahturi, știi? Și vroia să ia, omul cu care s-a asociat vroia să dea portul al drapelului românesc pe nave unei firme de afară, pe niște zeci de milioane de euro. Nu cred că sunt suspectat că îl iubesc pe domnul Mihai Marcu, dar încă o dată, de principiu, eu sunt un om de dreapta. Până când nu vom trata în mod egal sistemul de sănătate privat și sistemul de sănătate de stat, vom fi ca la pensii. Trebuie să avem ca la pensii pilon de privat, pilon de stat. Și dacă se încadrează la a deconta anumite operațiuni, nu toate, anumite operațiuni de sănătate, oriunde te-ai putea duce. Problema este, cum discutam, că domnul Costache a dinamitat toată discuția legitimă din societate despre această chestiune, da, spital privat versus spital de stat. Și foarte scurt. Da, foarte scurt. Îl aș contrazice pe domnul Orcan. De ce? Dacă o operație costă la stat 8.000 de lei și acei bani se decontează de la casă, când te duci la privat, casa îi decontează 8.000 de lei, dar tu mai scoți din buzunar. Nu, tu asta e treaba ta. Dacă vrei să scoți, nu că comercială și venim cu imagine din Parlament, moțiune de cenzură anticipate, votul în două tururi. Pauză și revenim.